Și românii ortodoxi din Ungaria au sărbătorit boboteaza. Slujba Ghesmei Mare a fost oficiată de preasfințitul părinte episcop Siluan atât în ajunul prasnicului, cât și în ziua botezului Domnului. Potrivit îndrumărilor tipiconale, atât eu, cât și ceilalți preoți a episcopiei noastre, am săvârșit în ajun liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, iar în ziua prasnicului pe cea a Sfântului Vasile cel Mare, precum și sfințirea Ghesmei Mare. Mă bucur pentru că în ziua de ajun, cu ajutorul lui Dumnezeu, m-am aflat în mijlocul credincioșilor ortodoxi români din Michereche, o comunitate importantă a episcopiei noastre, împărtășindu-le și acesta binecuvântarea Iordanului prin Aghiasma cea Mare, iar în însăși ziua prasnicului am făcut sfințirea Aghiasmei Mari la centrul nostru eparhial din Jura și am stropit pe toți credincioșii, pe catedrala, paraclisul episcopal și celelalte clădiri administrative, cu Aghiasmă Mare, primind astfel cu toții acest mare dar pe care ne-l face Bunul Dumnezeu tuturor creștinilor ortodoxi cu prilejul bobotezei. Darul lui Dumnezeu și binecuvântarea Iordanului sunt împărtășite românilor noștri și la casele lor, precum și la instituțiile românești din Jula, unde, potrivit tradiției, în aceste zile se merge cu Iordanul și suntem primiți de către oameni cu multă bucurie. Preasfințitul părinte episcop Siluan va binecuvânta cu aghiazmă în această săptămână școlile din Jula, Consulatul General al României la Jula, Autoguvernarea pe Țara a Românilor din Ungaria, Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria, dar și sediile celor două publicații săptămânale ale românilor din țara vecină, Foaia Românească și Cronica.